Bă, când e omul plin de viață, când e el bine dispus, când îi râde și sufletul în el, parcă altfel îți face și ție ziua. Nu ți se pare? Normal, vezi, dă o energie bună. Și la fix l-ai adus că exact energia asta de weekend ne trebuie. Ca și intri cu energie bună, așa o ții până luni. Șef Ricky Watanabe! Scuze, cordonă, am pierdut. Spune mie, ți-a duceam o cureaua, ceva, a intrat așa deșelat. Deci, cam, cum să spun, șmecheră stai. Deci, șmecheră stai. Așa, șmecheră. Bine ai venit, Ricky. Mulțumesc. Te rugăm să iei un loc. Da. Ia așa. What? Ah, ce ai zis? Nu uita de microfon, nu uita de microfon. Cam opașa. Opașa, da, ai zis în limba ta? Opașa, stil japonez. Dar cum ai zis odată? Yoisho. Yoisho? Yoisho, adevărat. Yoisho. Nu, dar el a zis opașa, a zis opașa când s-a așezat. Opașa. Nu a zis yoisho, opașa. La fel, cam așa. Întotdeauna ești atât de vesel. Vesel. Da. Vă mulțumesc că nu mă sunt ce să zic. Cu drag, întotdeauna ești așa? E ceva care te supără vreodată? Da, exemplu, când a venit la filmare astăzi, eram mărtul lumea conduc nașpa pe autostradă. Deci lumea conduce nașpa pe autostradă. Da, asta e, nu-mi plac. Dar tu știi să înjuri? Domnule, când am venit în România, primul învățat este jurizare. Da, în jurătură. Da. Primul lucru, adevărul e că toată lumea... Dar nu spui ce. Nu spui. Că poate vrei să ne arăți. Și ai venit în România acum 9 ani. Da. Și asta s-a întâmplat după ce fusese și în America la studii. Da. În timpul în care tu erai la studii, tatăl tău s-a căsătorit în România. Așa e, da. Avea un restaurant și ți-a dat un telefon. Cam așa. El a făcut pentru mine restaurantul. Ei, lasă-mă. Da. Ca eu n-aș fac învățat, știți. Nu uita de microfon. Nu-ți place școala? Nu-mi plac școala deloc. Bravo. Și... Bravo. Nu mai sunt singur. Trebuie să folosești cap altceva. Și cum să spun, tatăl meu, eu am plăcut de mâncare înainte, de la 8 ani, cam așa. Ca mama mea, exact, da. Bunica ta cred că făcea niște mâncăruri excepționale, nu? Și bunica totul timp făcut ceva tradițional japoneză acasă. Și am îndrăgostit cu gusta și vrea să fac varjone de Ricky. Și așa am învățat. Ce să faci? Varjone de mâncare, Ricky. A, varză? Nu, version, Ricky version. Versiune. 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 Ok, version. Ok. Am crezut că varza la Ricky. Zic, mă, vreau să-i fac ceva. Și asta fac, da. Așa. Deci de la 8 ani îți place mâncarea, pentru că bunica ta făcea mâncare foarte bună. Și tatăl tău s-a gândit să-ți facă un restaurant. De ce a trebuit să treci prin America? Deci eu nu era copil cu minte când eram în Japonia și nici nu-mi place de, cum să spun, învățat. Și sistemul de școală în Japonia nu este ca România, nu este ca America. E foarte original japonez și n-am plăcut pentru mine. Și tatăl meu a observat asta. Și el, spatele meu, am făcut tot... Hârtii, documente. Da, documentele. S-a trimis pe mine la America. Și te-a trimis în America fără să știi. Exact, da. Eram surprizat. Și știai engleză? Erai surprizat? Da, foarte mult, da. Păi surprizat. Și cum, ce te-a pus? Adică te-a pus în avion și ți-a zis, hai... N-auzi, mă, că era surprizat, nebunule. Păi surprizat, dar te uiți așa surprizat, bă, ce caut în aeroport, adică... Exact. Nu, înainte, două săptămâna, el a spus pe mine. Acum o săptămână înainte, să plec. Începe să prânge în mașina, nu vreau să mă duc. Dar... Surprizat, adică biletul era bilet. Mie îmi place că tu ai un... Adică vorbești, te zici că acum sărim să ne luptăm, știi? Nu, era așa. Și tatăl meu, ăia, exact. Dar știai limba engleză, repet? Nu, deloc, n-am știut nici în limba engleză. Aoleu! Da. Și cum ai... Și cum ai picuit? Adică cum ai vorbit cu ei? Deci am avut, cu norocul meu, eram mult asian în camin. Erau mulți asiatici. Asiatici. Și am făcut prieteni cu chinezi și coreani. Eram roommate, era corean, prima dată. Aveai un coleg de cameră corean. Și după ce a trec jumătate de ani, am intrat la sportul, echipa. Eram în baseball. Nu prea era facem baseball. În România, dar eram baseball. Am stat, de la acolo învățat cu americani, local. Aha. Dumnezeu, după care ne trezim la
în Stanța, la restaurantul tatălui tău. Tu acum, paranteză, ești cetățean român? Nu sunt, încă nu sunt. Dar vrei? Adică... Mai târziu. Cam câți ani? Nu știu, încă un an, doi ani, o să vedem. Vrei să înveți bine limba? Da, da, asta e 100%. Da. Deci de 9 ani, eu zic că ai făcut progrese foarte mari. Vorbești foarte bine. Eu așa rămână, zic, vorbești foarte bine. Trebuie mai mult pentru mine. Trebuie mai mult pentru tine. Trebuie, da. Cum e să lucrezi în România, în restaurantul tatălui tău? Deci, e ceva super, cum să spun, experiența fresh, că nu prea, nu cred că, afară de mine, nu prea japonezul este aici și, cum să spun, ca japonezi sunt, nu prea lumea fac experiența asta. Și îmi plac foarte mult că fac ceva reality, știți, ca eu, ca mine. Și, cum să spun, am o pasiune de mâncarea, da, foarte mult, da. Și dacă pot să dau pasiune la meniu, exemplu, la clienții, când mâncați... Nu uita de microfon. Scuze, din nou. Nu-i nimic. Stai un pic, să nu ne mai chinui încă. Zic că lucrăm la fabrica 2. Asta e, la valieră. E cea mai bună. Mulțumesc că nu o să... Bine, așa, că tu ești și obișnuit cu la valieră, cu asta. Da, scuze. Bravo, așa, lasă așa. Mulțumesc că... Vă mulțumesc că nu acum e mai bine. Deci, clientul român nu e obișnuit cu meniul japonez. Nu prea, nu prea. Și tu îți dai silința, încerci tot ce poți să faci, mâncăruri japoneze excepționale, dar nu sunt solicitate neapărat. Da, exact, și deschide gusta din coza noi. Din curiozitate măcar. Da, curiozitate, ce am citit pe net, ce am văzut pe Instagram, exemplu. Și vreau să mănânc, încerc sushi. Și așa, cum să spun, începe să mâncați lumea și este foarte frumos. Da, să extindă cultura. Tu acum gătești doar sushi și mâncare japoneză sau gătești orice? Homemade, cum să spun, mâncare de casă. Și sushi avem. Adică ciorbiță de astea avem, faci? Avem, da, da. Dar ciorbița ta preferată e ciorbița de burta. Da. Cum știți informația de asta? Da, adevărat. Și berea. Așa, adevărat. Da, place mult. Cum faci tu ciorba de burta? Cum fac eu? Domnule, eu am făcut înainte de o săptămână acasă mea. Și am durează, a stat în bucătărie aproape 2 zile. Două zile? Am adus carne de la Suceava, că a fost la Revelion. De la Suceava? Suceava, burta, știți? Ai fost tu la Suceava, da. De Revelion? Da, Revelion, da. Și ai luat și burta, ai zis, bă, dacă tot stai să cumpăr niște burtă. Exact, exact. Era asta la Suceava. Era cadou de la tatăl soacru, cum să spun. De la tatăl soacru. Iubita ta e din Suceava. Da, da. Cadou de la tata socru era, ți-a dat niște burtă. Da. Și ai făcut-o, foarte bine. Șef, dar e adevărat? Poftim? Este adevărat că femeile din România își bat partenerul? Da, adevărat. Ai mâncat... bine, dar adevărat. Da. Ai mâncat bătaie de la românce? Hai, lasă-mă, nu e adevărat. Și, domnul, dacă în acest moment eu vă spun ceva, am văzut fata foarte frumoasă, după aceea scăpă de aici, vine prietena mea, pam! De ce ai zis așa, pam? Scuze, baby! Deci te-a bătut și cea cu care ești acum? Dar nu e, cum să spun, cu maximum boxing style. Aha, mai ușor. Mai o palmă. Da, așa. O palmă peste cea, fă că te uiți. Da, palmă, dar cum să spun? Peste mai, față, mai ușor. Mai ușorică, să ținem relație mai prospăt. Mai prospăt! Erazi una peste bot ca să o ținem mai prospăt. Da, da. Am înțeles. Așa e. În general, România, ți se pare locul unde să rămâi pe viață? 100%, da. Da, ce bine pare! Ce bine. Atensori aici? Sper că da. Da, vreau să iau soția româncă, vreau să învăț mai mult de română și cum să spun, stau ca români în România. Știți, vreau să fiu român mai mult. Cetățean român. Băi, da. Dar e plin de români în România. Spune lui... Da. Ia spune lui Teo, e cum îi spune Teo, te iubesc, dar în japoneză. A, nu te iubesc, nu, că e bătaia acasă. Teo... Se uită prima. Teo, ești frumoasă în japoneză. Anata wa totemo kirei desu. Mulțumesc. Vezi câte cuvinte colega asta mi-a dat. Salută. Spune, Teo, am o surpriză pentru tine. Păi, dar așa. Nu, tu tradui, nu... Da, asta poți și... Nu înțeleg.
Nu știam că japoneza e atât de simplă. Da, 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 și tu făceai, da, am înțeles. Pe bune? Păi, cred că eu am o problemă în emisiunea asta. Dacă el și tu, da, am înțeles. Ok, nu, hai să trecem peste. Lasă, e foarte bine ce răz mai are să... La restaurant. Iei contact cu oamenii care vin în restaurant sau tu stai în bucătărie, n-ai treabă cu ei? Amândoi. Contactez câteodată și câteodată stau doar în bucătărie. Depinde de zilele. În momentul în care ieși și te întâlnești cu clientul, te ține mai mult de vorbă decât ar trebui? Da, da. Eu place să vorbesc. Îți place să vorbesc. Da, da, da. Și nu-i spui... nu ne place să te ascultăm. Și nu-i spui... nu te supăra. Mai am trei mese, trei farfurii de făcut. Adică îi refuzi sau n-ai... Poftim? Îi refuzi, le spui, doamne, mai am niște farfurii de făcut. Vorbiți mult. Nu, când aduc toate și eu mă aduc și fac, cum să spun, poveste frumos. Asta este de la Mare Negra. Ale prezinți? Da, prezinți, da, da. Ce tare! Asta trebuie să fac. Dacă nu știți mâncare japoneză, e foarte important să fac. Asta este, cum să spun, să explică ce conține, cum a făcut, cum a băgat inima, știți? Da. Ai băgat inima? Da, nu tot timp. A pus suflet. Ai pus suflet. Asta. Asta ai băgat inima. Tu chiar înțelegi tot timpul. Eu înțeleg pe el, incredibil. Dar din bucătăria românească. Da. Bucătăria românească știi să o prezinți? De exemplu, ți-aduc tobă. Știi ce e tobă? Da, 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 Crăciun, ara intestin post. Fiert. Da, 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 da. Și cum ai prezenta-o unui client? Este porc tăiat de la prietenul meu. A făcut toba românească. Am fiert 3-4 ore să a făcut moare intestine. Poftiți, mă rog. Da, da, da. Foarte bun! Leberul, știi ce e leber? Lever? Leber. Intestin liver? Da. Cum să, ficat? Un fel de, da, cu ficat, nu bine, da. Zice liver. E bun, da, pe acolo. Caltaboș i-ai spus, nu? Nu, caltaboș nu. Caltaboș? Cârnat. Cârnat, știi? Cârnat? Cârnat știu. Cârnat știi? Cârnat. Da, da. Cum prezinți cârnat? Deci, dacă fac, a făcut eu. A făcut prietenul meu, da? Am băgat, da, exemplu, prietenul meu a făcut. El este foarte, cum să spun, el crește porc foarte bine. Am văzut totuși, am băgat mult condimente să infuză câteva zile. A lăsat o săptămână afară să fiu dry aged. Băgat, poftiți, vă rog. Poftiți, vă rog. Apropo, băgat, poftiți, vă rog. Poftiți, vă rog, fii atent. Sunt Oana, fost din Marea Mureș. Dacă vorbești mai tare, nu înseamnă că te înțelege mai bine. Așa-s moroșenii, cu glas. Ai cu dreptate, glas. Ai dreptate. Da, să știi, deja, dar deja... să știi că toată lumea are senzația asta. Când vorbești cu un străin și nu te înțelege, încep să urli la el sperând că te va înțelege. Și nu se întâmplă nimic, de fapt, mai mare din mama, da. Așa. Să știi că și Ricky are un cadou pentru tine, dacă toate, tu i-ai adus... Toate astea sunt pentru tine, din partea Oanei. Pentru direct mine? Din Maramureș le-am adus. Mulțumesc frumos! Dar înainte... Prietenul ei a tăiat porcul. Da, okay. Cea mai bună legumă, carnea de porc. Da, adevărat, asta perfect. E. Dar înainte să încep să mănânci, eu aș vrea să ai o digestie ușoară. Așa că, ce să zic, am adus niște apă sfințită din Maramureș. Ce zici? Horinca! Ce zici? Nu horinca, niște apă așa... Apă, da! Cuiz așa de poezie. Să știi că și prietenul lui Ricky a tăiat porc. Da. Cred că o să... Părerea mea e porc. Să o bem astăzi. După emisiune. Da, după emisiune, ca să meargă mai bine exact, după. Bine, așa facem. Înapoi, dar n-are dop. Atenție că n-are dop și poate... Adevărat. Ricky, eu ți-am adus cartaboș. Tu ce mi-ai adus aici? Este sushi. Cu ce ai făcut? Făcut-o de la mine. Făcut-o de la mine. Sushi cu shrimp tempura, creveți tempura, cu salmon supre, avocado, foarte sănătos.
pentru burta e... Pentru siluetă, da? Ți se pare că aș avea nevoie? Așa va fi. Dacă mănânc sushi de ăsta direct... Da, jos, da. Aici ce mai avem, Ricky? Deci, asta aici. Este California Roll, este cu ton și a făcut prăjit după. Și asta este cu eel. Eel este, arată ca șarpe pește, dar are multă stamina dacă și mâncați foarte puternic. Asta e cu creveți? Da. Așa ca papei după ce mănâncă spanac. Popai, da, adevărat, asta e, da. Asta e cu creveți? Da, da. Perfect. Yes. Poftiți, vă rog. Și acum tu ai jumări? Da, da. Jumări, da. Ricky, ce avem aici? Deci, din Bucovina. Jumări este carne, fire care porc, cum să spun, trăgit în untura. Untură, da. Perfect, bine. Nu știu asta. Asta cozonac, ăsta e cozonac. Să le dulcești după, da, da. E, n-am văzut. Specific făcut așa ca în Maramureș. O să vezi acum, ține-te bine. Nice. Brânza burduf? Brânză burduf, bravo! Și eu pofesc pentru mâncarea. Cârnați, nu știu care este. Cârnați aici, cartaboș aici și... Asta e... Nu e șuncă, e tocuse, ceva. Nu, întura. Sranina, da. Sranina. Perfect, așa este. Pe nimerit, ce să mai am vrut să pun în dilemă și aici. Tot slănină cu un pic de boia. Asta e o slănină fiartă, extraordinară. O să-ți placă mult, o să mai încer după. Am pregătit încă o porție pentru tine special. Sarumura, vârțuiesc frumos. Hai că ne înțelegem. Japonește, moroșenește, cumva, tot acolo ajungem. Hai să luăm loc, pentru că abia v-ați împrietenit. Văd că bucătăriile s-au împrietenit foarte bine. Și discuțiile merg, curg la noi. Să vezi după un pahar de apă vie, să vezi cum curg la final. Da, nu pot să abia aștept. Voi ați apucat să vă cunoașteți înainte? Da, am vorbit puțin am vorbit. Da. Și mi-a spus că are o iubită din Bucovina și am zis că o da de naiba. E că dacă era din Maramureș era mai bine. Era mai rău. Băi, nu, ok. Mai bine așa, în direcție. Mai bine așa, combinație. Da. E plin de români în România, eu asta am descoperit. Și dacă și șef Ricky Watanabe vrea să se facă român, apoi înseamnă că și eu vreau să rămân româncă. Auzi, Ricky, unde ce-ai vizitat în România până în momentul ăsta? Deci, 9 ani? Eu am vizitat aproape peste tot. Aproape peste în Maramureș ai fost? Doar în Maramureș, doar am băut acolo. L-am prins. Deci în Maramureș n-ai fost? Nu, no, doar am băut. Păi nu că te cerc cu soția, doar am băut. Am băut, da, așa e, da. De Horincă, știa, deci da. Pe Revelion și toate. De Revelion ai fost în Suceava. Da. Vii anul viitor în Maramureș? O, vreau. Deal? Vedem. El a bătut palma, da, a zis, vedem. Excepțional, de rușine. Exact. Aș vrea, dar mă bate soția. De ce? În Maramureș. Soție cu tot, să nu fie probleme. E ok. Vin cu soția. Asta e ce nu mai bine. Da. Perfect. Da. Există vreun fel de mâncare pe care nu l-ai făcut până acum românesc? Exemplu, n-am făcut cârnați eu singur. Da. Da. Ok. Dar sarmale faci. Ciorba de vită, nici n-am făcut. Stai că a picat. Nu e clar, cade și la valiera. Deci ciorba de afară de ciorba de burtă, eu nu prea am făcut ciorbele. Îmi plac foarte mult ciorba de burtă. Da? Și asta e doar am făcut, dar ciorba aia de vită n-am făcut. Da, aia cu două zile. Da, da. Dar de astea sarmale, tochitură, băf, salată de băf, n-am făcut. Nu. Eu cumpăr obicei sau întreba pe prieten care a făcut acasă și se aducă la mine. A, deci tu mănânci? Da, cum să nu? Place mult românesca. Îți place? Da. Exemplu, mâncare de cartofi. O să înveți să mănânci. Este mâncarea bogatului în România. Mâncarea bogatului? Da, dacă ești bogat, mănânci mâncare de cartofi sau varză, tu fără carne. Varză așa, bagi la cuptor. Hai să nu ne audă, doamne. De ce? O să întrebă mai tot ziua asta. Ai uitat de orez. Și orez, da. Dacă... Ok. Pilaf? Știi ce e pilaful? Da, normal. Știi. Da. Dar să nu confunzi cu risotto. Că... Și nici cu sushi, E un risotto de-al nostru. Da, risotto românesca e pilaf. Exact. Adevărat, asta risotto e. Risotto românesc. Da. Tu cu ce vânt te aduce pe la noi? Ai venit să ne cânți ceva la un moment dat? Am venit să vă cânt și am venit să mănânce Ricky pe ritmul maramureșene. Da, cum se numește piesa pe care urmează să ne cânt? Sâc, bărbat e sâc. Este o parodie la adresa bărbaților și sper, dacă n-ai înțeles-o după ce o termin de cântat, o traduc. Asta. Șef, ce înseamnă sâc, bărbate sâc? Când, nu știu, cum cheamă pisica? Sâc. Când cheamă pisica? Când cheamă fetelor? Sâc.
Când chem fetele să strâng? Da, da, nu știu, doamnă, nu știu. Ăla e călduț, pâine. Am ghicit, am ghicit. Bun, bun, bun. Hai, ghicit. Dar ce înseamnă paza bună trece primești diarea? Paza bine, să treci... Paza bună, paza bună trece, trece primejdia. Primejdia. Scuze, am pierdut deja. Nu știu, domnule Teo. Ok. Înseamnă... Să asculte melodia să, să-și dea seama alfabetul. Okay. Mai, okay. E un, mai e un pic până la melodie. Ok. Tu ce ai vrea să-l înveți pe Ricky Watanabe să spună în limba română? Să aibă un, ceva de la tine. Să țină minte, da, că Oana l-a învățat ceva. Uite, în momentul în care mi-ai spus ce ai vrea să audă de la tine, m-am gândit ce, a, ce aș vrea să audă din Maramureș. Lăudăm pe Iisus. Lăudăm. Cumva o, să, să încercăm să-L poziționăm pe Dumnezeu acolo unde trebuie. Ok. Lăudăm pe Iisus. Lăudăm pe Iisus. Frumos. Bravo. Frumos. Deci simplu și deja eu ieșit. Am crezut că te bagă în dilemă, dar văd că eram okay. Se învârtă rotițele. A, pe Ricky nu cred că ai cum să-l bagi în vreo dilemă. Cred că ne bagă el până noi în dileme dacă, dacă se chinuie puțin. Foarte frumos. Să încercăm tot așa să-l chinuim puțin, învățându-l un pic din portul popular românesc. Okay. Noi am văzut kimono-ul tău. Okay. Acum să trecem la costumul... Hai să ne ridicăm. Haideți aici în fața mesei. Hai să vedem ce poartă Oana. Hai să înveți ce, înveți... Exact, ce poartă așa, Oana. Da, cu ce e îmbrăcată. O să fiu, o să fiu așa succintă. Năframă. Năframă. Bravo. Scarf, așa, pe capul. Scarf, da. Scarf, da. Da. Hai. Cămeșă. Cămașa. Cămașa. Bravo. Da. Bravo. Mărgele. 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 Brâu. Brâu. Zadie. Zadie. Jesus. Deci, cum s-a spus aici? Mărgele. 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 Bun. Mărgele. Poale. Poare? Nu cred, nu cred. Deci nu cred. Eu plec acasă. De și ce, asta de ce, de ce? Poale. Poare. Deci ești 90% foarte bine. Bă, mulțumesc frumos. Și opinci. Opinci? My shoes. Opinci. Opinci? Opinci. Nu, Adidas și asta. Adidas. Adidas. Kind of. Nu? Kind of Adidas. Da, sunt făcuți din piele de porc. O, serios? La noi porcul e la putere, Ricky, în toate domeniile. Și faceți și, cum să spun, Adidas? Da, da. Nu, Adidas și nu din piele de porc, nu. Adidas sărănești. Doar Adidas opincile. Ah, opincile sunt okay, făcute. La... Ah, ok. Da, 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 nu, Adidas opincile. Și nu. Adidas și fac ăștia din piele, din cauciuc. Ok. Oh, și am okay, un cuvânt opincile. Care, da, e mai greu. Ștrinș. Ștrinș? Aceștia, ștrinș. Ștrinși, ciorapii. Ciorapii. Strinci. Și asta strinci. O zis-o bine. Deci... Da, nu e cam greu. Deci că cam greu. Deci, cam greu, și, da. Și ciucurei? Ciucurei. 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 Ciucurei, asta nu? Cum să spun? Ciucurei. Nu, 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 nu. Ciucurei sunt ăștia. Ăștia. Ăștia ciucurei. Ăștia. Ăla bombon? Ăla bombon. Bombon ăsta, da. Bombonul ăla, ciucurei. Ok. Păi de 10 ani în România îi dăm și buletin. Portul zice bine, mâncarea românească o știe, ce sunt mai Ricky, ești bun venit în comunitate. Ai cântat vreodată în limba română? Când sunt foarte beată, da. Da. Și ce cânti? Știți, dau moda. Dau moda? Ia. Da? Ia. Toate țoarele, toate iarfele, 24 de carate, oninelelelele. Toate țoarele, toate iarfele, 24 de carate, oinelelelele. Gata, mă, s-a terminat distracția. Incredibil. Până și mișcările. Incredibil. Până și mișcările. Până și mișcările. Vreau să te iau acasă la mine. Absolut. Să te bată nevastă ta și pe tine și pe mine, dar te vreau pe viață. Vreau să fii soțul meu. Concert. Ok. Scuze, iubita. Plecăm, noi plecăm atunci. Imaginați-vă o secundă. Acest om, lăsând orice glumă la o parte. Este un profesionist incredibil. Este, are arta culinară la degetul mic, are umor, are, n-are harfe și figuri deloc, pentru că este un om cu adevărat mare. Ești un om mare. O fac câte și mă înclin în fața ta. Îți mulțumesc din suflet pentru lecția de azi. Mulțumesc frumos, doamna Teo. Oana, cântă tu și noi te ascultăm din spate. Ricky poate prinde și piesa asta după Dau Moda. Nu, dar putem să stăm aici să dansăm, să te văd și cum dansezi. Chiar dacă n-am nimic la ora asta.